Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Pixel Albastru. Avem o frumoasă seară de luni, s-a mai răcit puțin vremea afară, însă pare să se că ne-a pus puțin sângele în mișcare și am devenit poate ceva mai energici, ceva mai atenți la lucrurile din jurul nostru și implicit ceva mai atenți la știrile care se perind așa pe platformele de presă online, fie ele naționale, fie ele locale, astfel încât implicit eu am devenit mai vigilent și o să vă aduc în atenția dumneavoastră, sper eu, cele mai interesante știri cu care a început această săptămână. Pe plan național, pe platforma dcnews.ro, avem o știre care sună cam așa. Băsescu pregătește o plângere penală împotriva lui Ponta. Chiriac Băsescu dorește menținerea USL. De fapt, este vorba despre un articol în care ni se spune că președintele Traian Băsescu a criticat foarte dur refuzul premierului Ponta de a nu publica în monitorul oficial demisiile miniștrilor PNL, cât și revizuirea Constituției. Ori președintele Traian Băsescu a declarat că nu este departe ziua când împotriva lui Victor Ponta se va depune o plângere penală pentru corupție și abuz în serviciu. Iar în opinia analistului politic Bogdan Chiriac, președinte Traian Băsescu a început deja campania electorală pentru Partidul Mișcarea Populară. Nu știm dacă a început sau nu a început domnul Băsescu campania electorală în ceea ce privește nou partid înființat Mișcarea Populară, un fel de fundație Mișcarea Populară, nici nu știi dacă e fundația sau e partid. Oricum, ideea este că e foarte clar și foarte limpede pentru toată lumea faptul că deja PDL-ul s-a distanțat de Traian Băsescu, sau mai bine zis, Traian Băsescu s-a distanțat de PDL și acum încearcă să se lipească, așa, nu știu dacă cu disperare, cu mai multă sau mai puțină disperare de acest partid, Mișcarea Populară, partid care pare să înglobeze, așa, foști PDL-iști și toți oamenii care au fost la un moment dat mai aproape sau mai departe de Traian Băsescu, dar care au avut contacte cu el de-a lungul timpului. Mă refer, de exemplu, vă dau un singur exemplu. Consilierul prezidențial, îmi scapă numele lui acum, e vorba de un consilier prezidențial, sociolog de profesie, Lăzărescu. Lăzăroiu, pardon, Sebastian Lăzăroiu, iată, mi-am amintit, acest Sebastian Lăzăroiu este unul dintre foștii consilieri prezidențiali lui Traian Băsescu, care mai nou este și el în Mișcarea Populară și care face declarații așa despre USL, care de care mai interesante, cum că nu va rezista, cum că USL-ul e pe apa sâmbetei dus și așa mai departe. Dar nu lucrul ăsta am vrut să vi-l scot în evidență, stimați telespectatori, ci un lucru complet neobișnuit din punctul meu de vedere și cu atât mai șocant, cred că pentru dumneavoastră. Dacă o să intrați pe platforma dcnews.ro și o să citiți această știre sau nu o să o citiți, atât de mare relevanță, nu știu dacă are acest aspect, cât să citiți comentariile care sunt lăsate la această știre. Este vorba, dragă doamne, despre cetățenii obișnuiți ai acestei țări care postează comentarii la această știre. Și unul, de exemplu, sunt foarte multe comentarii, unul, de exemplu, ne spune un cetățean simplu, așa, ne spune cam așa. Penalul Ponta a spus, două puncte, comandanții poliției politice la pușcărie. Și apoi el își dă cu părerea dacă poate sau nu poate fi Ponta un candidat la prezidențiale. Și tot el își dă răspunsul că dacă România ar fi o țară civilizată, răspunsul ar fi categoric nu. Și apoi însumează o sumă întreagă de motive datorită cărora din cauza cărora, pardon, Ponta nu ar putea să candideze la prezidențiale. După care continuă cu alte și alte motive, după care un alt cetățean simplu, Moldova liberă de băsism, așa și intitulează el postarea, comentariul lui, ne spune așa, niciodată președintele unei țări europene nu a făcut atâta rău pentru țara lui precum Traian Băsescu și ne dă motivele din cauza cărora el susține lucrul acesta. Și sunt o sumă întreagă de motive, două, trei pagini și rate. E practic un adevărat CV făcut lui Traian Băsescu și un adevărat CV făcut lui Victor Ponta, dar un CV care îi pune într-o lumină negativă pe ambele, adică care e împotriva lui Victor Ponta, care e împotriva lui Traian Băsescu. După care tot acest alt cetățean, nu ni se dă numele aici, nu mai e penalul Băsescu ăsta, cititorul ăsta, dragă doamne, neavizat, obișnuit, care postează, ci e pur și simplu un cititor complet anonim, care postează așa vreo 8 pagini sau chiar mai bine de 8 pagini, A4, dacă vă vine să credeți, încât probabil că o să vă ia, cred că vreo jumătate de oră să citiți întregul material, postează
să spun așa, foarte multe amănunte din viața lui Traian Băsescu, un CV atât de detaliat al lui Traian Băsescu, încât devine clar, cred că pentru ochii, să spun, oricărui jurnalist care cât de cât mai gândește limpede în țara asta, că nu poate să aibă aceste informații decât cineva care lucrează în structurile de securitate a țării. Pentru că vă dați seama, e un CV atât de detaliat al lui Traian Băsescu, dacă o să intrați să vedeți, încât cred că nici mama lui Traian Băsescu nu este la curent cu informațiile pe care le prezint aici un, dragă doamne, un cititor complet neavizat și neavizat. Adică un cititor obișnuit, complet neavizat din punct de vedere al informațiilor care s-ar putea obține pe căi din acestea mai puțin obișnuite, adică lucrând în structurile de securitate ale statului. Ori cred că este de fapt o bătălie între membrii serviciilor secrete, o bătălie care se dă în interiorul serviciilor secrete pentru a face lobby unuia sau altuia dintre candidați, e vorba de Victor Ponta sau Traian Băsescu, denigrând practic pe unul sau pe altul în favoarea celuilalt. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu, cred eu, foarte mulți securiști, care, nu foștii securiști, nu mă refer la aceia din fostul regim, securiști actuali care lucrează în serviciile secrete și sunt multe servicii secrete, sunt vreo 7 la număr, nu vorbim de SRI neapărat. Să nu cred. Toată lumea crede că SRI-ul e serviciul de informații român și cam cu asta s-a încheiat discuția. Nu, sunt multe servicii de informații în România, dar ideea este că vedem aici oameni în cadrul acestor servicii, nu știm din ce serviciu, care se bat practic în comentarii din acestea kilometrice de 4, 5, chiar 8, 9 pagini, nu? Prin care unii îl denigrează pe Ponta, alții îl denigrează pe Băsescu, tocmai pentru a manipula. Cred că orice jurnalist își dă seama de lucrul acesta, a manipula opinia publică, nu? Și a manipula până la urmă cititorii cu adevărat neavizați, care dacă ar citi acest material, aceste comentarii, mult mai lungi decât știrea în sine, cred că de 10-20 de ori mai lungi unele comentarii, l-ar manipula cu adevărat și până la urmă n-ar mai ști ce să creadă nici cititorul respectiv, pentru că pe de o parte îl vede pe Ponta denigrat, luat așa sistematic, pas cu pas, inclusiv... Te aștept să citești ce am mâncat aseară, dacă ai să intri pe această platformă. Și alții denigrează pe Traian Băsescu din toate punctele de vedere, pe toate planurile vieții sale, până și în ceea ce privește viața sa socială, intimă, spunem așa. Intrați și citiți, dacă vreți, comentariile acestea și o să rămâneți cu adevărat surprinși. Și sunt ferm convins că sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care, citind acest material, își vor da seama, iată, cât de mult încearcă și serviciile secrete, cei din serviciile secrete, care practic nu se înțeleg nici între ei pe ce candidat vor susține în continuare la prezidențiale, la conducerea României, fruntea guvernului și așa mai departe, nu se înțeleg nici ei între ei și încearcă să manipuleze opinia publică și implicit electoratul, viitorul electorat care va vota viitorul președinte, viitorul prim-ministru, bine, asta mai e târziu, dar oricum se va întâmpla și asta, nu? Și vedem că manipularea acestui electorat nu poate fi decât un lucru care ne pune și mai mult pe gânduri. În ce țară trăim noi dacă s-a ajuns ca cei din serviciile secrete să spele rufele în public, să spunem așa, a viitorilor candidați la prezidențiale, la în fruntea guvernului și așa mai departe. Poate că Ponta va fi în viitor propus pentru a fi președinte României din partea USL, poate că Traian Băsescu va fi propus să fie prim-ministru, cine știe? Nu știm. Ideea este că deocamdată miza se joacă între acești doi piloni importanți. Crin Antonescu pare să fie ieșit așa puțin din joc, pare să fie mult mai nesemnificativ comparativ cu acești doi grei, Băsescu și Ponta, care mereu se contrează și se pare că au și structuri securiste în spate care țin cu ei, cu unul sau cu altul. De aceea vedem că până la urmă cine are cel mai mult de pierdut este cititorul sau ascultătorul de radio sau telespectatorul atunci când privește la televizor și nu mai știe ce să creadă. Adică vede că pe de o parte este desfințat sistematic pas cu pas Traian Băsescu, pe de o parte este desfințat sistematic și pas cu pas Victor Ponta, pe cine să mai voteze, încotro să mai apuce, nu? Pe cine să mai pună ștampila de vot atunci când va intra în cabina de vot. E o situație care mi se pare... halucinantă până la urmă, o situație care ne spune că aproape nu mai avem niciun reper, nici al bunului simț și al decenței în societatea actuală și
nu mai avem niciun fel de reper în ceea ce privește instanțele, nu știu, morale sau de altă natură, care ar trebui să ne spună cu adevărat ce candidat este bun și ce candidat nu este bun în ceea ce privește viitoarele alegeri. Sau cum este de fapt omul Traian Băsescu, cum este de fapt omul Victor Ponta. Sau cariera politică a lui Băsescu și cariera politică a lui Victor Ponta, cum sunt de fapt, cum ar trebui de fapt privite la modul cel mai obiectiv, astfel încât să ne influențeze nouă, să nu ne influențeze nouă capacitatea de a vota pe criterii emoționale, cum că Băsescu și-a bătut joc, să spunem, de o tânără sau că a lovit cu pumnul în față un copil, știți foarte bine scandalul acela cu pixelul albastru, nu trebuie să vi-l mai reamintesc, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, lucruri care la momentul actual, pe care la momentul actual nu le știm, ni se pun în față, ni se livrează așa gratuit în fața ochilor și ne bulversează și mai mult, astfel încât atunci când vom ajunge în cabina de vot pentru a opta pentru unul sau alții dintre acești doi candidați, dar până la urmă e vorba și de posibil alți candidați, nu neapărat de aceștia doi. Nu? Ne vom întreba și pe bună dreptate, exact ca cetățeanul turmentat dintr-o scrisoare pierdută, noi cu cine votăm? Adică chiar că cu cine votăm? Cam asta am vrut să vă spun, să vă atrag atenția. N-am vrut de fapt decât să trag un semnal de alarmă. Până la urmă concluziile le trageți dumneavoastră. Nu pot eu să mă pun în locul acelei instanțe morale care să vă spună, stimați telespectatori, de fapt eu cred că Băsescu e bun sau că Ponta e bun. Vă las pe dumneavoastră să judecați. Poate că nici eu nu știu care e bun sau dacă vreunul dintre ei e bun. S-ar putea amândoi să fie, din punctul meu de vedere, niște canale. Dar nici lucrul ăsta n-am să vă spun. Tot pe dumneavoastră am să vă las ca să trageți concluziile. O să-mi dau un schimb cu părerea mult mai insistent în ceea ce privește un alt subiect pe care vreau să-l dezbatem. O să-l citesc de pe newspașcani.ro, deși știrea aceasta a făcut în conjurul tuturor platformelor de știri online la nivel național. Pe televizor ați văzut foarte mult dezbătându-se acest subiect. Este cazul adolescentei dispărute care a fost găsită într-un tren care venea de la Suceava și mergea spre București. Ironia sorții, poate că v-ați întrebat unii dintre dumneavoastră, eu m-am întrebat. Ea, fata aceea a fost să fie găsită chiar în timp ce era în trenul în localitatea Pașcani, staționat sau pe cale să staționeze în Pașcani. Ori are cumva o mică legătură și cu comunitatea noastră, dispariția acelei tineri, dacă putem să ne permitem să credem asta. Dar nu lucrul ăsta vreau să-l atrag, să, nu asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția, ci asupra modului cum a fost mediatizat acest caz, stimați spectatori. Eu am urmărit acest caz. Trebuie să recunosc, nu l-am urmărit cu foarte mare atenție până în punctul în care am văzut la un moment dat pe foarte multe posturi de televiziune dezbateri cu privire la ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în România în ceea ce privește biserica ortodoxă, cum relaționează biserica cu credincioși și așa mai departe. Pe lângă faptul că în aceste emisiuni televizate sunt o armată întreagă de sociologi și psihologi, dragă doamne, care din punctul meu de vedere, care am studiat psihologia și sociologia 4 ani de zile în facultate, pardon, 3 ani, că a fost, am fost prima generație care a prins ciclul de 3 ani, am studiat 3 ani de zile în facultate sociologia și psihologia umană și îmi dau seama că sociologii și psihologii aproape că n-au nicio tangență cu sufletul uman și stările care vin din noi, ci doar cu lucrurile mentale, cu gândurile care ne vin, dar acestea provocate fiind de reacțiile noastre din suflet, ne dăm seama că suntem mult depășiți ca psihologi sau ca sociologi de tot ceea ce simte un om și tot ceea ce încearcă un om să ne transmită prin comportamentul lui. Dar în fine, nu vreau eu să vă fac acum apologia creștinismului ortodox sau să fiu împotriva sociologilor sau psihologilor, deși credeți-mă că am argumente foarte puternice să desfințez aproape orice sociolog și orice psiholog care mi s-ar pune în față și mi s-ar declara expert în ceea ce privește comportamentul uman sau atitudinile și stările unei persoane, cu atât mai mult a unui adolescent, despre care însuși psihologii și sociologii susțin că în decursul unei singure zile un adolescent sau o adolescentă poate experimenta toate simptomele bolilor psihice existente pe această lume. Vă dați seama. Revenind la discuția noastră, vreau să vă spun următorul aspect. Am fost cu adevărat, nu intrigat, dar consternat, efectiv, la modul foarte negativ de ce s-a spus despre situația acestei fete. Cu alte cuvinte,
din ce am, eu n-am urmărit cu foarte mare atenție până când am observat că atât de mult negativism și atât de multă luptă și, să spun așa, atât de mult noroi se împroșca în Biserica Ortodoxă Română, dar la modul la care suntem niște fanatici noi ortodoxi, biserica noastră e o biserică rudimentară, cu mecanisme rudimentare, cu oameni schizoizi, săriți de pe fix, suntem fanatici, suntem nesimțiți, suntem efectiv depășiți mult departe de o societate occidentală civilizată și așa mai departe. Lucrurile astea le știam, cu lucrurile astea eram obișnuit, chiar dacă mă revolt în sufletul meu de fiecare dată când aud niște oameni complet schizoizie înșiși care susțin astfel de afirmații, eram obișnuit cu astfel de afirmații. Însă, stimați spectatori, am rămas, să spun așa, complet, adică am fost dat pe spate, ca să fiu mai sincer cu dumneavoastră, la modul cel mai clar și cel mai puternic, în momentul în care mi-am dat seama că armata aceea de sociologi și psihologi, pe care eu mai degrabă i-aș numi sociopați și psihopați, încercau să ne spună nouă cum ar veni din toată discuția pe care ați ascultat-o și dumneavoastră, cu siguranță reieșea faptul că dacă fata aceea ar fi fost găsită undeva într-un bordel, prostituându-se, eventual, nu știu, să fi fost și cu 10 bărbați care stăteau la rând pentru ca să intre la fata aceea și ea să se prostitueze cu ei, nu era nicio problemă. Era totul în ordine. Na, s-a găsit fata și cu asta basta, am anunțat părinții, eventual am luat și am dus-o părinților acasă, înștiințându-i ce s-a întâmplat cu ea. Dar dacă a fost găsită într-un tren venind de la o mănăstire, interacționând cu niște figuri monahale, sau dacă ar fi fost găsită la mănăstire, asta pare să fi fost cea mai mare crimă din istoria umanității. Adică nu exista lucru mai odios și mai criminal decât ca această fată să fie găsită undeva la mănăstire sau undeva pe drum venind de la mănăstire. Asta m-a șocat pe mine cel mai tare. Adică sunt oameni, stimați spectatori, acești sociopați și psihopați de oameni care efectiv luptă, și vă mai spuneam asta și în emisiunile precedente, sunt oameni în România și foarte mulți care luptă efectiv împotriva duhului acestui popor, adică oameni care luptă împotriva propriului popor, împotriva, să spun așa, credinței propriului popor, împotriva valorilor pe care le promovează acest popor și împotriva tradiției și bunului nostru simț și al decenței și al demnității noastre de români adevărați, cei care au mai rămas. Nu vreau să mă declar printre ei, pentru România adevărat și mai departe. Nu asta vreau să spun acum, ci vreau să spun următorul lucru. Că nu putem, stimați telespectatori, în momentul în care vedem la televizor, auzim la radio sau citim pe platformele de știri online acuze atât de grave aduse bisericii, chiar dacă nu suntem religioși, chiar dacă nu suntem creștini, nu ne declarăm creștini ortodox, suntem atei, da, să spunem, nu avem nicio treabă, agnostici, nu ne interesează biserica și mai departe. Dar nu putem să nu luăm o atitudine, nu? Atunci când vedem că, până la urmă, vă spun, din perspectiva unui agnostic, o instituție cum este biserica este atât de tare lovită și împroșcată cu noroi de niște oameni complet schizoi, adică parcă erau niște schizofrenici, adică atât de efervescent se luptau să demonteze, să spunem așa, tot acest mit creat în jurul Bisericii Ortodoxe, încât efectiv se vedea practic cum transpunea din ei răul, parcă ieșea din televizor și ne cuprindea pe fiecare și efectiv ne înspăimânta. Efectiv, cum vă spuneam, ca simplu cetățean al acestei țări, chiar dacă aș fi agnostic în lumea laică și nu m-ar interesa credința ortodoxă, nu aș putea, cred că, să nu iau atitudine în ceea ce privește atacurile la adresa acestei instituții numită Biserica Ortodoxă Română, care până la urmă n-a avut niciun păcat, cred eu, din punct de vedere obiectiv, o spun, al agnosticului, în ceea ce privește această fată. Adică e atât de grav ca o fată să fie găsită la mănăstire, e atât de grav ca o fată să interacționeze cu niște figuri monahale care promovează și propovăduiesc binele, iubirea aproapelui, iubirea lui Dumnezeu și, să spun așa, un trai cât mai simplu și mai puțin și complet depărtat de depravarea lumii acestea, e atât de mare această, să spunem așa, aceste valori sunt atât de criminale cum ni le spun că sunt acești sociologi și psihologi, psihopați și sociopați, cum vă spuneam. Haideți să ne punem această întrebare la modul cel mai sincer, în calitate de agnostici până la urmă. Nu vorbesc de creștini ortodoxi, că dacă o luăm pe partea creștinilor ortodoxia, ar trebui să ieșim cu toții în stradă și efectiv să, nu știu, să cu torți așa. Și să spunem, nu mai putem să mai tolerăm atâta rău în țara aceasta și
nu știu, să ieșim în fața televiziunilor care difuzează astfel de emisiuni și nu să le dăm foc, dar pur și simplu să facem un manifest tăcut în fața lor cu niște torțe de foc în jur, să spunem, suntem sute mii de oameni sau zeci de mii de oameni în țara asta care nu suntem de acord cu modelul promovat de aceste televiziuni în cadrul emisiunilor. Adică de a desfința pas cu pas Biserica Ortodoxă Română, de a o împroșca cu noroi, de a o terfeli în picioare așa, ca și cum ar fi cel mai urât dintre gândaci și cel mai netrebnic, și figurile monahale, respectiv călugării și preoții, ar fi cele mai mari sperietori ale acestei lumi și cei mai mari criminali din această lume. Haideți să fim serioși, stimați spectatori. În calitate strict de agnostici, revin la ideea anterioară, ar trebui să luăm atitudine și să spunem până aici. Nu putem să acceptăm faptul că o instituție este călcată în picioare la modul atât de abrupt de niște oameni care consideră că, până la urmă, o adolescentă ar fi mult mai bine să fie găsită într-un spațiu din acesta al depravării, într-un bordel, decât să fie găsită la o mănăstire sau care să fie interacționat cu o figură bisericească. Și să nu uităm un aspect foarte important, că această adolescentă, cel puțin așa reiese din ancheta poliției, s-a certat cu părinții înainte să fugă de acasă. Adică ea, deși s-a certat cu părinții, a apelat la cine a apelat, vă spuneam și în emisiunea anterioară, la singura instanță care mai rămâne în această lume, preotul. Un preot, un duhovnic, un călugăr de la o mănăstire, nu contează cine. A apelat la cel pe care ea credea că, în care ea credea că va găsi cu adevărat sprijin în ceea ce privește problemele care o frământau. Adică a găsit un om care, din punct de vedere social, și toată lumea poate spune asta, pare cel puțin un om echilibrat, un om care a ascultat poveștile zecilor de mii de oameni, care a spovedit zeci de oameni, dacă nu zeci de mii, dar măcar sute de oameni, mii de oameni măcar, și care are o experiență foarte mare în spate și care ar fi știut exact cum să o sfătuiască pe această fată sau cum să trateze problema astfel încât fata să depășească acest impas. Drept dovadă că acel călugăr o și sfătuise să se întoarcă înapoi la școală. Drept dovadă că poate că acel călugăr a fost și călugărul care i-a cumpărat ei bilet de tren de la Suceava și a trimis-o înapoi spre București. Adică oameni, stimați respectatori, cu o ținută pe lângă decența și bunul simț pe care o au de a nu ieși în evidență în lumea aceasta, de a sta acolo în mănăstirile lor unde sunt sau în bisericile lor și a se ruga pentru neamul acesta și pentru poporul acesta, pe lângă această decență, ei mai au și luciditatea pe care cred că le-o conferă credința în Domnul nostru Iisus Hristos, care iluminează să trateze aceste cazuri, mai ales cazurile adolescenților care vor să plece de acasă, într-un fel cu totul și cu totul aparte decât felul depravat și nesimțit în care oamenii din acest secol al nostru, 21, încearcă să trateze problemele atunci când este vorba de dispariții. Adică pun problema tot timpul la modul că omul e nemulțumit de bani, omul a avut drame în dragoste și așa mai departe, omul poate că din cauza părinților, poate că din cauza problemelor psihice și așa mai departe. Nu merg de fapt la cauza comportamentului unui adolescent. Nu privesc comportamentul unui adolescent din perspectiva cauzei care să fi dus la acel comportament, ci pur și simplu încearcă să-și explice efectele. Oare de ce s-a întâmplat așa? Oare ce s-a întâmplat așa? Adică ideea este că ei vor să trateze efectele, să și le explice pe acele efecte și de fapt tratând efectele neglijează cauza. Care cauza s-ar putea să fie înrădăcinată foarte adânc în structura acelei adolescente. Poate chiar cauza să fi fost să se fi trăgând însăși din copilăria acelei adolescente. De aceea poate că ea a avut nevoie să discute cu un duhovnic, cu un om care știe cum să ia sufletul uman, cum să trateze cu el, care știe să spovedească un om de la primele păcate pe care le-a făcut omul conștient în această lume. De aceea, stimați spectatori, cum vă spuneam, și ca simpli agnostici în această lume, care să spunem că n-am crede în Dumnezeu și n-am avea, să spunem, tangență cu ritualurile din Biserica Ortodoxă Română, ar trebui să fim consternați și ar trebui să ne revoltăm împotriva unor oameni care încearcă să desfințeze o instituție care, până la urmă, de bine de rău în societatea actuală, chiar dacă noi frecventăm ritualurile religioase, chiar dacă nu, ar trebui să o respectăm pentru faptul că promovează binele și promovează stabilitatea într-o societate. Nu promovează depravarea, instabilitatea, nu promovează căsătoriile între homosexuali, adopțiile de copii la homosexuali, avorturile la orice vârstă și în orice perioadă sarcinii, cum, ca să vedeți colac peste pupăză, promovează toți aleșii noștri care sunt în Parlamentul European la Bruxelles. Să știți, zilele trecute erau, acum am terminat cu subiectul ăsta adolescentei, ați aflat în urmă părerea mea, sper că sunteți dumneavoastră, să spunem, cât de cât în acord cu ceea ce am spus eu. Acum
legat de acest subiect, vă vorbesc de acești parlamentari ai noștri de la Bruxelles, vi le pot spune și numele tuturor, dar nu știu dacă are vreun sens, ori că sunt de la PNL, ori că sunt de la PSD, ori că sunt de la PDL, cu toții, stimați spectatori, sunt niște, să spun așa, niște marionete, să spun așa, dar nu niște marionete, niște stafii, pare să că sunt, niște manechine fără de trup, așa mi se pare mie, fără de niciun fel de duh românesc în ele. Adică până și grecii, bulgari și toate națiunile din jurul țării noastre, când au văzut ce fel de personalități au românii în privința a ceea ce vă voi spune în continuare, au rămas complet dat pe spate. Despre ce este vorba? Această lege potrivit cărei ar trebui să se legalizeze avorturile în orice perioadă de sarcină și la orice vârstă, adopțiile pentru homosexuali, căsătoriile între homosexuali și prostituția în orice stat european și așa mai departe. Toată depravarea acestei lumi ar trebui legalizată. Ori europenii, care sunt, dragă doamne, cei mai laici, cei mai civilizați, între ghilimele, dintre toți, ei au spus nu acestei legi. Adică încă s-au abținut, sunt pe cale să spună da, dar încă au avut rețineri. Dom'le, stați puțin, că totuși e cam mult, presăm prea tare valul să meargă înainte și poate că e cam devreme. Însă românii noștri, trimiși la Bruxelles, din poporul român, trași din seva poporului român, nu? Care se declară popor, care se declară peste 90% ortodox, aceștia aleși ai noștri din toate partidele politice din țară, fără nicio, n-am excus niciunul, toți, în afară de patru, s-au declarat pentru această lege. Vă dați seama, însuși europenii nu s-au declarat împotriva acestei legi, decât puțini dintre ei, ori românii cu toții s-au declarat pentru această lege, iar patru dintre ei, cu toții în afară de patru, care nu s-au declarat împotriva, s-au abținut. Adică patru, cum să zic, nu pot să spunem că acei patru au avut demnitatea de a se abține. Pur și simplu au avut o lașitate în suflet, nici măcar să-și păstreze sentimentul demnității de a spune nu. Iar ceilalți care au fost împotrivă, de aceea putem spune că nu numai că nu reprezintă interesele poporului român, dar luptă împotriva propriului popor. Adică efectiv nu numai că sunt lași sau sunt nenorociți, ci efectiv sunt cei mai nenorociți dintre nenorociți, pentru că acționează împotriva intereselor și a duhului acestui popor român, cât a mai rămas din el în stare, nu că pură, dar în stare cât de cât de umanitate. Pentru că dacă privim lucrurile la rece, stimați spectatori, avem la Bruxelles aleși care luptă împotriva intereselor, repet lucrul acesta pentru a doua oară, ca să, nu știu, poate vă agasez, dar asta este, luptă împotriva propriului lor popor și împotriva duhului care creștin ortodox în acest popor, dar nu numai creștin ortodox, împotriva oricărui moralități a acestei societăți. Însă și europenii, vă spuneam, n-au avut curaj să promoveze această lege, ori românii, în afară de cei patru care s-au abținut în mod complet laș, n-au avut curaj să fie împotrivă, s-au declarat pentru. Iar atunci când a fost vorba, de exemplu, de niște creștini din Siria care erau pur și simplu, sunt exterminați în masă acolo aproape în Siria, persecutați de către arabi, atunci când i s-a pus în față această problemă de a încerca să se implice Uniunea Europeană mai mult pentru a fi salvați acei creștini și a fi salvați de la moarte, până la urmă, mulți dintre ei, atunci tot acești parlamentari ai noștri români, în frunte cu Norica Nicolai, nu mi-au putut abține să nu numesc, au spus, nu, dar acolo nu e problema noastră acolo, nu, acolo nu e problema Uniunii Europene, lasă, acolo e alte mentalități, alte țări, nu trebuie să ne băgăm acolo. Ca să vedeți câtă falsitate, stimați spectatori, câtă depravare și câtă răutate se află în sufletul unui om care se pretinde a fi român și care cu atât mai mult se pretinde că este în stare el să reprezinte interesul poporului român la Bruxelles. Să reprezinte interesele unui popor care a suferit atât de multe, care a trecut printr-o istorie de jertfă a martirilor din perioada comunistă, perioada 1948-1964, care a trecut prin secole de luptă împotriva dominației otomane și de luptă împotriva oricărui cuceritor care a încercat să stabilească pe aceste teritorii. Ori acum, acești reprezentanți ai țării noastre la Parlamentul European nu fac decât să ne vândă, să încerce să vândă și tot ce a mai rămas de preț în această țară. Sufletul nostru, sufletul neamului nostru, care este caracterizat, cred eu,
și îmi permit să cred asta sus și tare și să fiu de acord cu Dan Puri când spune că sufletul neamului acesta nu este pângărit, nu este un suflet meschin, nu este un suflet depravat și degradat datorită faptului că vedem în jurul nostru la televizor câte și mai câte se întâmplă. Sufletul cu adevărat al acestui neam este un suflet destul de pur, un suflet bun, un suflet cald, un suflet care încă îl iubește pe Dumnezeu și care încă atunci când se află la ananghie și nu numai când se află la ananghie, se întoarce către Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care pronia divină ne le-a dat nouă pe pământ tuturor celor care trăim pe acest pământ românesc. Cam asta e părerea mea în ceea ce privește aleșii noștri de la Bruxelles, în ceea ce privește fata aceasta, Iulia Ionescu, care, cum vă spuneam, a fost găsită comițând cea mai mare crimă din istoria umanității, aceea de a fi mers la mănăstire. Nu știu ce aș mai putea să vă mai spun în legătură cu aceste subiecte, pentru că nu am revoltă în mine, stimați desfiatori. Poate credeți că sunt revoltat la culme, nu, dar am o atât de mare, să spunem așa, aș vrea să mă exprim foarte sincer ca să înțelegeți ce simt. Am o atât de mare tristețe lăuntrică și o atât de mare, să spun așa, apăsare în suflet în ceea ce privește felul în care unii oameni din acest popor român se comportă, nu, față de alți semeni de-ai lor, așa, contrar așteptărilor oricărui om, cred eu, care judecă normal și care nici măcar nu e creștin ortodox, încât pur și simplu nu știu cum aș putea să vă transmit dumneavoastră această durere și apăsare pe care o am, decât punând în discuție astfel de subiecte și lăsându-vă pe dumneavoastră, cum vă spuneam, să vă trageți singur concluziile. Eu vă dați seama, fac, să spunem așa, apologia creștinismului ortodox în ceea ce privește comentariile mele. E adevărat, nu, eu nu mă dezic de lucrul acesta. Eu nu încerc să vă spun, nu, eu nu fac apologia creștinismului ortodox. Nu, eu fac apologia creștinismului ortodox și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta. Eu sunt creștin ortodox. Când intru în emisiune de fiecare dată, îmi fac o cruce înainte să citesc articole. Da, sunt creștin ortodox și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta. A ajuns, de fapt, esența întregii mele intervenții din această seară ar putea fi surprinsă printr-o singură replică. A ajuns să ne fie rușine să fim creștini, celor mai mulți dintre noi, celor mai multor dintre noi. Iar acelor care ne-a ajuns să ne fie cu adevărat rușine că suntem români și că suntem creștini ortodoxi, adică a ajuns să ne fie rușine că suntem creștini. Iar acelor care le-a ajuns să le fie, a unora dintre noi, a ajuns să le fie atât de rușine să se numească creștini, încât efectiv nu numai că se dezic de creștinism, dar nu pe față, niciodată pe față, ci pe ascuns, în ceea ce privește modul în care aprobă legi, modul în care se declară pentru anumite lucruri complet depravate în societate, ei bine, au ajuns să se dezică de creștin ortodoxie și chiar să lupte cu toate motoarele pornite împotriva creștinismului ortodox, ca și cum ar fi cei mai mari dușmani ai creștinismului ortodox. Ori, să fim serioși, stimați spectatori, peste 90% din membrii acestui popor român se declară creștini ortodoxi. Ori acești oameni înseamnă că luptă împotriva propriului popor. Păi acești oameni fac și eu, ca Zelia Codreanu, conducătorul legionarilor, care când a spus despre prefectul de la Iași, acești oameni ar trebui anihilați, ar trebui eliminați. Nu mă refer exterminați la modul fizic, Doamne ferește, să nu credeți că eu vă îndemn la agresiune, la a extermina niște oameni fizic. Dar acești oameni, stimați spectatori, ar trebui anihilați din punct de vedere social, adică efectiv ar trebui marginalizați acești oameni. N-ar mai trebui să mai avem nimic în comun cu ei. Să nu-i mai acceptăm în viețile noastre, să nu-i mai primim în viețile noastre, să nu-i mai votăm, să nu mai vrem să auzim de ei. Însă e atât de greu, nu-i așa, să distingem care e așa, care e bun și care e mai puțin bun. Care e bun și care e, să spunem așa, bunișor, și care e mai bunișor dintre ei și care e cu adevărat depravat. Pentru că ei, cu toții, aproape, poartă această mască a, să spunem așa, a disimulării. Cu toții disimulează. Se dau mari creștini pe față și mari iubitori ai acestui neam și acestui popor. Fac apel și la credința ortodoxă de fiecare dată când este în favoarea lor. Fac apel la istoria neamului românesc așa cu demnitate. Când se cântă imnul, ei stau așa cu pieptul în față așa și cu mâna pe inimă, ca și cum ar fi mari patrioții acestui neam. Însă, stimați telespectatori, de asta ne este, însă, când este vorba de a arăta cu adevărat practic ce fac ei pentru acest neam și pentru a susține ceea ce a mai rămas bun și sfânt din acest neam, acolo vedem că de fapt ei sunt cei mai mari dușmani ai acestui neam. Însă, cum vă spuneam, e atât de greu să distingem pe cei care fac cu adevărat lucrurile acestea. Iată, eu i-am distins pe unii dintre ei. Căutați și dumneavoastră
cei care sunt toți parlamentarii, care sunt la momentul actual reprezentanții României în Parlamentul European, ar trebui efectiv anihilați. Din acest punct de vedere social, adică ar trebui dați deoparte. Niciodată orice român care se consideră creștin ortodox și care pur și simplu mai crede că mai există lucruri sfinte în țara asta, nu ar trebui să mai pună vreodată ștampila de vot pe acești nemernici. Vă spun clar și tare, fără să-mi fie rușine de lucrul acesta și asumându-mi cu toată responsabilitatea vorbele pe care vi le-am spus acum, în această seară. Țineți minte această seară de 17 februarie 2014, în care eu mi-asum cu toată responsabilitatea lucrurile acestea, care par să fie niște acuze foarte grave la adresa acestor oameni. Însă nu se mai poate. Răbdarea mea, cred eu, ca oricărui român care cât de cât încearcă să se mai lupte în țara asta, să mai păstreze ceea ce este sfânt în familia lui și implicit în societatea în care trăiește, a ajuns la final. Răbdarea asta, până la urmă, are și ea o limită. Trebuie să luptăm de acum, adică răbdăm, dar trebuie să mai și luptăm noi creștinii ortodoxi care suntem în țara asta și nu numai creștinii ortodoxi. Vă spun, fac apel și la cei dintre dumneavoastră care nu sunt creștini ortodoxi, care sunt agnostici. Măcar eu am cunoscut oameni agnostici, chiar și atei, care au un sentiment al moralității foarte bine dezvoltat, adică oameni care, chiar profesori universitari, care aveau un cod etic desăvârșit, care niciodată n-ar fi acceptat să fie manipulați și batjocoriți la nivel internațional, cum fac aleșii noștri la Bruxelles. Batjocoresc o țară întreagă și un neam întreg. Niciodată n-ar accepta un astfel de lucru, adică s-ar revolta complet, cumplit, mai tare decât se revoltă creștinii ortodoxi, cred eu. Fac apel și la acei oameni care au capul pe umeri și care, chiar dacă nu l-au cunoscut, nu s-au întâlnit încă cu Hristos, au acest sentiment al ei, al moralității, au un filon așa al conștiinței bine dezvoltat, al moralei, la nivel de etică, morală universală, pentru că toată lumea are un filon moral în cap, știe ce e bine și ce e rău, nu trebuie neapărat să aibă o relație foarte apropiată de Dumnezeu. Fac apel și la acei oameni, vă spun, ca să-și deschidă ochii, urechile, gândurile și să nu mai accepte, să spun așa, să fie manipulați în fiecare zi și să fie atât de tare să lase călcați în picioare de câte reprezentanții acestui popor care sunt în guvern, Parlamentul României sau reprezentanții noștri din Parlamentul European și care, cum v-am spus, luptă împotriva poporului acesta român și împotriva fiecăruia dintre noi, care ne considerăm cât de cât cetățeni normale acestei țări și care mai vrem să trăim aici în România și care vrem să ne mai mândrim încă cu faptul că suntem români și că trăim într-o țară care ne-a fost lăsată nouă de strămoșii noștri cu prețul sângelui vărsat de aceștia. Am asta am vrut să vă spun. Am acaparat aproape toată prima parte a emisiunii cu aceste trei subiecte. Aproape că nu v-am spus nimic de pe plan local. S-a întâmplat, chiar nimic nu v-am spus. O să trec în revistă foarte, foarte succint subiecte de pe plan local pe care le am astăzi în față. Nu o să mai luăm pauza publicitară, nu o să mai discutăm horoscopul în seara aceasta, de altfel cred că nici nu mai este cazul. O să vă trec în revistă aceste subiecte de pe plan local, care oricum trebuie să vi le trec în revistă pentru că ne influențează pe fiecare dintre noi, cei de aici din comunitatea pășcăneană. Și ulterior, dumneavoastră, sper să rămâneți cu un oarecare spirit, nu știu, de alianță cu mine în ceea ce privește subiectele pe care le-am dezbătut, de respingerea mea, dar oricum să rămâneți cu un spirit, cu atitudine în ceea ce privește lucrurile pe care le-am spus. Pentru că e bine să luăm o atitudine, să nu mai stăm așa și să căscăm la lună și să sperăm așa că stând și neluând atitudine în ceea ce privește lucrurile negative care se întâmplă în țara aceasta, se va schimba vreodată această țară. Pentru că pare să că nu se va schimba decât din rău mai rău. Ori de asta mi-este mie cel mai tare frică. Da, haideți să nu mai lungesc prea mult vorba. La Casa de Cultură din Pașcani, în această duminică trecută, adică în ziua de ieri, zeci de oameni au participat la un program pregătit de conducerea instituției care a promovat muzica folk și pictura. Este vorba despre un vernisaj al unei expoziții a doi pictori din Târgu Neamț, dar și un mini-concert cu muzică folk a avut loc la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu în cursul zilei de ieri. Evenimentul a avut loc în sala Arcadia, pentru cei care n-ați participat și nu știți. Iar la finalul evenimentului s-au recitat poezii și s-au cântat mai și alte cântece de muzică folk decât cele inițiale. Pictorii care au avut expoziții se numesc Mihaela și Gheorghiță Pravicencu, iar aceste lucrări a lor vor fi expuse
în sala Arcadia, cred că a Casei de Cultură, din Pașcani, până la sfârșitul acestei luni. Așa că dacă nu ați avut încă ocazia să mergeți acolo să le vedeți în cursul zilei de ieri sau în cursul zilei de azi, o puteți face până la sfârșitul acestei luni să vedeți și dumneavoastră, să vă delectați ochiul cu operele lor de artă, acestor doi pictori. Până una alta, vorbim despre emoții mari în ceea ce privește elevii de gimnaziu, pentru că încep simulările la examenele naționale. Este vorba despre simulările la examenele naționale, care încep foarte, foarte curând, iar circa 8600 de elevi de clasa a 8-a au foarte mari emoții. Cred că este vorba de 8600 de elevi de clasa 8-a din, nu știu, nu se spune aici din Pașcani sau nu. E o știre care pare se că nu ne dă foarte multe detalii pentru că a fost preluată de pe o altă platformă de știri, probabil la nivel județean. Cred că este vorba de 8600 de elevi la nivel județean, la nivelul județului Iași. Mi închipui că sunt mult mai puțin de 8600 de elevi de clasa 8-a în Pașcani. Aceștia se vor pregăti intens pentru aceste simulări ale examenelor naționale și vor da marți prima probă la limba și literatura română, adică mâine vor avea prima probă, iar examenul la matematică este programat pentru joi. Rezultatele urmând să fie afișate pe ziua de 7 martie. Cu alte cuvinte, părinți, dacă aveți elevi în clasa 8-a, pregătiți-vă pentru că e un moment important din viața lor și e un moment important și din viața dumneavoastră, ca să vedeți dacă într-adevăr ați fost la curent cu performanța copiilor dumneavoastră de până acum, dacă cu adevărat aveți o imagine clară, obiectivă asupra situației școlare și situației intelectuale a copilului dumneavoastră de clasa 8-a. Pentru că s-ar putea să aveți niște surprize. S-ar putea să credeți că aveați un elev de nota 10, când de fapt o să vedeți că el e de nota 7 sau de nota 8. Sau să credeți că aveați un elev foarte slab, dar de fapt testele astea naționale, la simulări, să vă dați seama că de fapt e un elev mai bun, de nota 9, 8-9 și poate că în felul acesta veți avea mai multă disponibilitate de a investi în viitorul dumneavoastră, în viitorul dumneavoastră medic, în viitorul dumneavoastră, să spunem, inginer, în viitorul dumneavoastră preot și așa mai departe. Oameni respectați într-o comunitate care pot să ajungă, să spunem așa, să ne reprezintă comunitatea pășcăneană la nivelul local, la nivel județean, la nivel național, iar acest examen național care se dă la sfârșitul clasei 8 este primul, cred eu, examen important din viața unui tânăr. Practic e prima ușă pe care un tânăr o deschide, prima ușă din ușile pe care el le deschide în viitorul său promițător, în viitoarea sa carieră de, v-am spus, medic, inginer, preot și așa mai departe. Ori e un test important, este pentru ei o primă evaluare, să spunem așa, clară a performanțelor de acum a performanțelor cunoștințelor, practic prima treaptă importantă de evaluare a cunoștințelor dobândite până în clasa 8-a. Spune multe acest test de evaluare națională și aceste simulări, rezultatele de la simulări vor spune multe cu privire la pregătirea tinerilor noștri de clasa 8-a. Să sperăm că nu vom mai avea rezultate atât de dezastruoase cum am obținut prin tinerii noștri în ultimii ani la BAC. Să sperăm că tinerii de anul acesta de clasa 8-a sunt mult mai conștiincioși și mult mai bine pregătiți. Ori citim aici că emoții mai au și elevii de clasele a 11-a și clasa a 12-a care susțin simularea bacalaureatului, însă ceva mai târziu, este vorba de data de 3 martie și de 7 martie. Ei mai au vreo 2 săptămâni de pregătire, 2-3 săptămâni chiar aproape de pregătire, dar, cum vă spun, emoțiile cresc și în rândul acestora. Rezultatele, în cazul celor care vor susține simulările la bacalaureat, se vor afișa pe data de 14 martie. Cam atât am vrut să vă spun din domeniul educației. Vreau să vă aduc în atenție acum și un subiect cu privire la construcțiile
ilegale și cererile de concesiune care se află pe masa consilierilor pășcăneni. Vești bune, practic, pentru micii întreprinzători din Pașcani, pentru că după ani de zile de așteptare, legislativul local va supune aprobării în Consiliul Local a 10 de cereri de concesiune pentru deschiderea sau extinderea unor afaceri. Așa că dacă este pentru dumneavoastră pășcăneni care au depus o astfel de cerere la primărie pentru a-și extinde o afacere sau pentru a-și dezvolta o afacere, a-și iniția o afacere, aveți ocazia, stimați telespectatori, dacă vă numărați printre acei cetățeni, să primiți un răspuns din partea aleșilor locali, un răspuns pozitiv, de ce nu? Și să puteți să dezvoltați o afacere aici sau să extindeți o afacere aici în Pașcani sau pe raza, pe raza localității Pașcani, nu e vorba neapărat de oraș, poate și pe raza suburbiilor. Și cum vă spuneam, să fiți o parte a acestei comunități care se ducă la creșterea economică a întregii vieți a comunității. Nu? E un lucru destul de important care se întâmplă în Consiliul Local. Ei vor trebui să găsească o soluție, toți cei din Consiliul Local, cu privire la legalizarea acestor cereri, legalizarea lor ulterioară, dar și calcularea retroactivă a datoriilor pentru mulți dintre cei care au făcut aceste cereri. Oricum, printre aceste cereri se află, adică printre lucrurile care sunt vizate în aceste cereri, se află numeroase garaje construite ilegal pe domeniul public. Se mai menționează aici în articol că un consilier local, Vasile Pleșca, consilier local PSD, președintele Comisiei de Urbanism, a amenințat că demisionează din funcție dacă cererile de concesiune nu vor fi analizate în regim de urgență după câțiva ani de așteptare. Ei, pare să că această atitudine pe care eu o salutam mai de mult acum câteva emisiuni în urmă a domnului consilier Vasile Pleșca, e cu adevărat de salutat această inițiativă, pare să că a avut ecou, a avut un efect, nu? În ceea ce privește atitudinea pe care au luat-o consilierii locali, pentru că în sfârșit se va dezbate problema acestor cereri de concesiune în cadrul unei ședințe de consiliu local și acei pășcăneni care au stat cu sufletul la gură poate ani de zile, nu? Ca să vadă dacă pot să facă ceva în orașul ăsta sau nu pot să facă cu ajutorul municipalității, acestor cetățeni vor primi un răspuns în sfârșit. Trec mai departe și vă vorbesc despre o dramă a unui tânăr care are 300 de kilograme și nu se poate deplasa și doarme în fund datorită kilogramelor în plus pe care le are, multor kilograme în plus pe care le are și să insist asupra faptului că generozitatea noastră îl poate salva, așa sună titlul unui articol de pe newspașcani.ro. Este vorba despre un tânăr din Pașcani care din cauza grăsimii este în pericol de moarte. Acest tânăr în câțiva ani, în doar câțiva ani, a ajuns la 300 de kilograme și continuă să crească, așa ni se spune aici în articol, pentru că în urma unei depresii pe care a suferit-o în anul 2000, el a început să acumuleze în greutate și nu ni se precizează ce fel de depresie a avut, până la urmă nu știu dacă e chiar atât de important. Ideea este că omul ăsta trăiește acum o dramă, pentru că la 300 de kilograme, imaginați-vă și dumneavoastră cum te mai poți deplasa, cum mai poți dormi, cum îți mai poți face nevoie și așa mai departe. Se numește Robert Cogeanu, acest tânăr are 40 de ani și cu câțiva ani în urmă citim aici în articol că nu avea niciun fel de problemă de sănătate. Acum abia mai poate respira și se deplasează cu mare greutate. De altfel respiră cu ajutorul unui aparat donat, am înțeles, din partea unei societăți comerciale, așa citim aici în articol. E bine, există poze aici cu acest tânăr, le aveți în imagine, sper că colegul meu vi le pune, vi le afișează exact ca să vedeți exact cam cum arată acest tânăr. Iată, mai sunt două aici foarte sugestive, poate unii o să le considere disgrațioase, mie mi se pare că până la urmă arată exact care e problema acestui om și nu ar trebui să ne fie rușine să ne uităm la astfel de imagine sau să fim pudici așa sau vă dați seama, dacă acest tânăr a trecut peste rușinea provocată de vederea acestor imagini de o comunitate întreagă, înseamnă că cu adevărat are nevoie de ajutorul nostru, pentru că el va putea fi salvat dacă va suferi o intervenție chirurgicală care costă 15.000 de euro, după care ar mai avea nevoie de încă 200 de lei în fiecare zi pentru spitalizare, pentru întreținerea sa cuantificată în zile de spitalizare cu valoarea de 200 de lei într-o clinică din București.
Cu alte cuvinte, cine vor să-l salveze, cei dintre noi care vor să salveze viața acestui tânăr, o pot face prin donații în următoarele conturi. Și avem aici două conturi, nu vi le spun eu acum pentru că nu o să apucați nici să vi le notați. Vă sugerez să intrați pe newspașcani.ro și să vedeți care sunt conturile și nu neapărat dacă nu știți să intrați pe platforma asta newspașcani.ro sau nu aveți internet, puteți veni până aici, cei care cu adevărat vor să-l aștepte pe tânăr, până aici la sediul TV Bit și a vă interesa de situația acestui tânăr, iar noi vă așteptăm cu drag și vă vom furniza conturile acestea pe care le găsiți și pe ecran. Dacă colegul meu pune imaginea, o să le puteți vedea exact. Haideți că o să măresc eu puțin imaginea pentru cei dintre dumneavoastră care chiar vor să noteze aceste conturi. Iată, rog pe colegul meu să pună imaginea, iar dacă acum le vedeți, iată, sunt acele rouri deasupra siglei bitv.info. Îl rog pe colegul meu să lase puțin imaginea, așa vreo 10-15 secunde, pentru cei dintre dumneavoastră care chiar vor să-și noteze aceste numere de cont. De fapt, cum vă spuneam, este o dramă pe care acest om o suferă. Nu știu în ce măsură este, cum să zic, nu știu în ce măsură aceste cazuri de oameni care, datorită depresiei, au ajuns la kilograme atât de multe, în ce măsură aceste cazuri sunt cu adevărat concludente. Adică, eu mă gândesc că am putea, adică la nivelul societății ar trebui mai mult tratată cauza, cum vă spuneam și anterior în emisiune, ar trebui tratată mai mult cauzele care duc la asemenea situație și nu atât de mult efectele. E adevărat, face operația acestui tânăr, da? Nu știu, probabil îi micșorez stomacul, pentru că numai asta îmi vine în minte, ca cum s-a mai întâmplat. Avem un caz aici al unui tânăr la fel, care muncea în piață, i-a murit mama și s-a îngrășat, a ajuns și el la 250 de kilograme sau ceva în genul ăsta. Ori, i s-a micșorat stomacul, acum ni se spune că are o viață cât de cât normală, i-a salvat viața, adică i-a fost salvată viața și așa mai departe. Ideea este că nu cred că e cea mai bună abordare în a trata efectele. Evident, să nu credeți că nu vreau să-l ajutăm pe acest tânăr. Eu personal aș vrea să-l ajut și chiar cred că acum, când nu se mai poate face nimic, pentru că el a ajuns la 300 de kilograme, este într-adevăr bine ca fiecare dintre noi să doneze bani în aceste conturi sau să ducă chiar să-l cunoască pe acel tânăr și să-i dea bani personal în cazul în care nu are încredere că banii donați în acele conturi vor ajunge la el, pentru că sunt și astfel de oameni suspicioși în societatea noastră și încă câți nu suntem. Cred că cu toții suntem suspicioși, mă, donez la cine știe, ajung vreodată bani la el. Veniți aici la TV Bit, vă interesați de adresa tânărului respectiv și puteți merge să-i bateți la ușă, să-i dați 2-3 milioane dacă credeți că aveți cu prisosință acești bani sau chiar din puținul dumneavoastră. Poate că vor fi primiți cu atât mai mult jertfa dumneavoastră, vă va fi primită de Dumnezeu dacă oferiți din puținul dumneavoastră. Însă, cum vă spuneam, nu cred că la nivel general vorbind, această abordare este cea mai bună. Adică abordarea ajutorului pe care trebuie să-l acordăm unei persoane pentru a trata efectele unei boli. Trebuie să tratăm cauza acelei boli, adică în calitatea noastră de vecini, stimați spectatori, a acestui om, când vedeam că se îngrășa peste măsură, nu să stăm să ne uităm la el și să spunem ce bine arăți, vai ce frumos ești, vai ce mai faci pe cine, la salut, salut. Trebuie să încercăm să ne interesăm de problemele pe care aproapele nostru le are, chiar dacă e vecin cu noi, nu mai zic dacă e rudă cu noi, să vedem ce dramă are, ce depresie, că poate dacă ne interesăm de situația lui, dacă suntem foarte empatici cu, nu știu, toate suferințele pe care el le trăiește. Poate că atunci nu se ajunge în situația în care un astfel de om să ajungă la 300 de kilograme și să nici măcar să nu mai poată dormi culcat, ci stând în fund. De asta vă zic că toată această implicare a noastră la nivel social mult mai profundă în ceea ce privește aproapele nostru, fie el vecin, fie el rudă, fie el străin de pe stradă pe care nu-l cunoaștem, îl vedem o suferință, să-l întrebăm. Pentru că e o comunitate mică, Pașcani. Oricum îi știm de vedere pe aproape toți care ne trec prin fața ochilor în fiecare zi. Aproape toți, nu? Să le punem o întrebare, două, să ne facem timp, cu răbdare, să stăm de vorbă cu ei, un minut, două, trei minute, măcar atât să le oferim din viața noastră dacă nu le putem oferi bani. Și poate că acele minute pe care noi le oferim acelor oameni să conteze foarte mult în ceea ce privește evoluția bolii pe care acea persoană ar putea avea. Cum vă spuneam, poate că dacă
foarte mulți dintre pășcăneni, aproape, cine este aproapele lui până la urmă, cum spunea Mântuitorul Hristos, un om oarecare poate fi aproapele cu adevărat al altui om oarecare. De aceea vă spuneam, cu atât mai mult cu cât noi suntem o comunitate mică, ar trebui să fim mult mai uniți și mult mai interesați de problemele aproapelui nostru, pentru că atunci putem evita astfel de situații în care este nevoie de o grămadă de bani, 15.000 de euro, plus 200 de lei pe fiecare zi, s-ar putea să ajungă undeva la 20-30.000 de euro, pe care oricum o comunitate mică cum e Pașcaniu îi scoate foarte greu. E adevărat, poate că acel tânăr din situația lui, din piața care lucra aici în piața în deal și a murit mama, acel tânăr a fost salvat, cel puțin deocamdată, așa. Așa mi s-a prezentat situația lui. Poate că și acest tânăr va fi salvat. Dar în situația lor s-ar putea să mai fie tineri pe care noi nu știm. Sau în viitor să mai apară astfel de situații de tineri care să ajungă la 300 de kilograme și care să fie în pericol de moarte. Ori comunitatea noastră nu îi va putea ajuta financiar pe toți. Dacă vor apărea peste noapte 100 de astfel de tineri, sunt convins că pășcănenii nu vor putea scoate din buzunarele lor și nici administrația locală 2 milioane de euro. Dacă o operație costă 20.000 de euro. Nu? Nu cred că administrația locală aliată cu toți cetățenii Pașcanului vor putea scoate dintr-o dată 2 milioane de euro ca să ajute acești 100 de tineri care, vă spun, sunt în pericol de a ajunge în astfel de situații datorită neatenției noastre, datorită nepăsării noastre. Nepăsării noastre, adică ignoranței noastre și detașării noastre de toate problemele și suferințele celor din jur. Suntem atenți numai la problemele și la suferințele noastre, care ne separ cele mai dramatice, cele mai mari, cele mai interesante și cele mai demne de luat în seamă. Dar nu ne gândim că alți oameni trăiesc drame mult mai mari decât ale noastre, au cruci mult mai grele de dus și de ce să le îngreunăm noi lor acea cruce și mai tare, pentru că îi tratăm cu indiferență, cu nepăsare și nu le oferim nici măcar bunăvoința noastră printr-un minut, două, trei minute, hai să spunem, în care să întrebăm ce se întâmplă cu ei și cum i-am putea noi ajuta. Că până la urmă, numai acea vorbă bună și acea, să spunem așa, acel timp în care îl întrebi pe acel om ce se întâmplă cu el și arăți bunăvoință de a-l ajuta, cred că pentru cei mai mulți dintre tinerii noștri, și nu neapărat tineri, și bătrânii noștri, este suficient de mult ajutor. Și numai asta, dacă ar face fiecare pășcănean, comunitatea noastră ar trăi ca într-un paradis așa al bunăvoinței. Eu asta cred. Și asta susțin în continuare. Cam atât am vrut să vă spun, stimați telespectatori. Mai sunt și alte subiecte pe care le-am putea discuta în seara aceasta. Să vă spun că se face lobby parlamentar la nivel național pentru asfaltarea unei străzi din Pașcani. Este vorba de strada Gării. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fie incluse strada Gării în proiectele de investiții pe care Guvernul României, în colaborare cu administrația locală, le va avea pe lista de investiții în anul 2014. E foarte posibil să întâmple lucrul acesta. Deocamdată nu ne bucurăm prea mult pentru că nu știm sigur, dar cum vă spuneam, suntem pe drumul cel bun. Florin Constantinescu a făcut lobby chiar la colegul său, este vorba despre, stați că-mi scapă numele lui, a făcut lobby la colegul său, deci cel care susține acest proiect este senatorul Florin Constantinescu, vicepreședinte al Senatului, asta știm deja, iar el a făcut lobby în guvern pentru aprobarea acestui proiect în ceea ce privește comunitatea noastră. Iată, nu mai găsesc aici numele persoanei pe care față de care el a făcut lobby mai tare. Este vorba de un ministru, dar nu mai știu exact ce ministru. Vicepremierul Liviu Dragnea, iată, l-am găsit. Eram atât de prins de entuziasm încât n-am mai văzut. A făcut lobby, mai ales la Liviu Dragnea, într-o întâlnire personală pe care a avut planificată, oficială, vicepremierul Liviu Dragnea, chiar pe această temă, asfaltării străzii Gării. Avem un senator, Florin Constantinescu, care pare să că este interesat de problemele noastre ale pășcănenilor și asta e un lucru bun, nu? Trecem mai departe, să vă vorbesc și despre o petrecere care s-a terminat pe patul de spital. Este vorba despre tineri care au consumat alcool, s-au bătut între ei până când unul a rămas inconștient într-un șanț. Nu știu dacă mai interesează pe nimeni, având în vedere ce subiecte am pus în discuție astăzi. Să vă mai vorbesc despre faptul că un bărbat a căzut inconștient astăzi în fața sediului poliției Pașcani, a fost salvat de niște trecători. Da, iată, lucruri care se petrec în comunitatea noastră. Puteți citi aceste știri intrând pe newspașcani.ro, vă sugerez să o faceți. Până una alta, emisiunea noastră s-a încheiat, din păcate, nu mai avem timp. Nu uitați că urmează știrile Infobit și că noi ne revedem mâine la aceeași oră, 20 și 30 de minute. La revedere!